De la începutul agresiunii ruse din Ucraina și până în prezent, mii de cetățenii români și de companii românești au pus la dispoziție resurse pentru a veni în sprijinul celor care fug de război. Pentru a prelua aceste resurse și a le direcționa către cei care au nevoie de ele, s-au înființat centre de colectare în mai multe locuri din țară. Din miile de oferte de resurse transmise către autorități, foarte multe reprezintă oferte de resurse bănești. Pentru ca aceste oferte de donații în bani să se poată realiza și pentru a putea colecta aceste sume care provin atât de la persoane fizice cât și de la companii, micro-întreprinderi și persoane fizice autorizate, guvernul a înființat un cont special care este alocat direct Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, instituție al cărui rol este de a interacționa și a ajuta direct refugiații. Astfel, din banii pe care oamenii și companiile îi vor transfera, IGSU va face plăți pentru produse și servicii dedicate protecției și ajutorării celor care vin din Ucraina, precum asigurarea de hrană, produse de igienă, cazare și așa mai departe. Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, aceste transferuri bănești au fost recunoscute și catalogate drept cheltuieli deductibile, astfel încât companiile, micro-întreprinderile și persoanele fizice autorizate să poată să scadă aceste sume transferate atunci când își calculează profitul. Recunoașterea deductibilității este reglementată de ordonanța de urgență 20 din 2022. Plata efectivă a acestor sume se poate face în mai multe modalități, fie prin virament bancar, cum o plată obișnuită în mediul online, asemenea unei achiziții de produse sau servicii online, fie prin numerar sau prin POS la unitățile trezoreriei statului. Linkul de plată și conturile bancare sunt publicate pe site-ul guvernului României, pe platforma ghișeul.ro și pe alte pagini web ale autorităților publice.